Doamnelor și domnilor, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a programului Baștină. Astăzi discutăm despre unele oportunități care ar influența dezvoltarea comunităților noastre. În studiu avem invitații primarii mai multor localități care știu bine ce trebuie de întreprins pentru a schimba spre bine localitățile noastre. Alături de mine sunt Viorel Furdui, director executiv Congresul Autorităților Locale din Moldova, Ștefan Blas, primarul comunei Sărata Galbenă, Raionul Hâncești, Valentin Casian, primar de Strășeni, Constantin Cojocaru, primarul orașului Iedeneț și Gheorghe Răileanu, primar de Cimișlia. În ultimul timp s-a vorbit foarte mult despre necesitatea unei autonomii pentru autoritățile locale, care în cele din urmă ar influența dezvoltarea localităților unde lucrați dumneavoastră. În ce măsură este posibil acest lucru? Oportunități există foarte multe la momentul actual. Nu poți să administrezi o localitate dacă nu este acea autonomie, indiferent că este financiară, fiscală, dacă nu derulează procesul de descentralizare, dacă nu sunt suficiente acele resurse financiare cu care poți să dezvolți localitatea respectivă. Și doar atunci când s-a conștientizat că numai cu o guvernare locală puternică noi putem să avansăm, doar atunci noi putem să atingem acele obiective pe care ni le trasăm. Noi avem necesități mari, dar posibilități, aș zice, la moment că nu sunt prea mari. De aceea, o autonomie locală adevărată ar spori aceste posibilități a noastră pentru a moderniza infrastructura în localitățile noastre, pentru a face viața oamenilor să fie mai bună, mai atractivă, ca să putem ulterior să îi chemăm și pe cei plecați de peste hotare să revină acasă, să muncească în satul lor, în țara lor, ca să margă lucrurile mai bine. Legea 234, care prevedea modificarea taxelor locale, plafonarea lor în special, v-a afectat sau urma să vă afecteze mult? Legea respectivă, evident, se vedea că protejează agenții economici mari în defavoarea agenților economici mici și mijlocii. Republica Moldova își are ca obiectiv, în contextul și reformei de centralizare, dar în contextul integrării Uniunii Europeană, ca în primul rând să dezvolte businessul mic și mijlociu. Dacă vrem acest lucru, deci noi trebuie ca să dezlegăm mâinile acestor oameni, ca acolo la sate, comuni, orășele unde sunt, să-și poată crea afaceri și să nu fie afectați în exces de către administrarea publică locală prin ridicarea la maximul acestor taxe. Deci prin legea 324 nu era altceva decât erau protejați agenții economici mari, ca până la urmă tot noi, administrația publică locală, să fim puși în situația pentru a balansa bugetele, ca la cei mai mici să le ridicăm taxele, ca să putem exista ca atare. Această plafonare poate a fost impusă din simplu motiv că unii agenții economici erau privilegiați, iar alții din contra. Consiliile locale nu au interesul de a majora la nesfârșit taxele, fiindcă ei pierd agenții economici din teritoriu. Altfel îi se închid afacerile, se închid dacă le majorăm la nesfârșit. Deci aia consiliile, spre exemplu, la mine în localitate, eu lista cu taxele le-am dat-o consilierul, absolut nu n-am intervenit deloc. Fiindcă dacă e prea tare le majorez taxele, îi pierd ca clienți potențiali, ca parteneri, și dacă le prea diminuez, în sens că nu câștigă bugetul. Deci ne străduim să găsim acel numitor comun, adică acel... Dar după ce principii se stabilesc taxele locale? După amplasarea unității comerciale, după metraj, după spațiu. Explica faptul că autoritățile locale, când stabilesc aceste taxe locale, respectiv ele nu acționează arbitrar. Există o discuție pe internă, există un regulament care îl aprobă autoritățile locale, care stabilesc modalitățile și cotele respective, independență, cum au menționat și colegii referitor cu privire la metraj, referitor la amplasare și așa mai departe. Sunt o sumedenie de criterii. Întotdeauna autoritățile locale au găsit un limbaj comun cu antreprenorii. Economici. Și agenții economici practic niciodată nu ridicau careva probleme în acest sens. Faptul că există sau au existat anumite, spunem așa, excepții, anumite cazuri, ele, spunem așa, ele mai degrabă
trebuiau tratate ca excepții, trebuiau să fie analizate și găsiți soluții pentru dânsul. Dar nu trebuie pentru aceasta să suferi comunități locale. Bugetele nu primesc anumite venituri, nu pot să presteze serviciile, precum și amenajarea localităților, drumurile, iluminatul stradal, evacuarea deșeurilor și așa mai departe. Asta trebuie privită într-un context, într-un astfel de context, pentru că să se vadă că aici sunt interese comune. Oportunitățile care apar privind integrarea europeană, eu cred că rezervele care le-a avut administrația publică centrală cam sunt epuizate, dacă nu implică foarte activ și autoritățile publice locale. Aici este un potențial foarte mare, potențial enorm, aș spune, dar o energie foarte mare, care a fost demonstrată pe pildă altor țări care au fost în situații similare cum a fost Polonia. Putem urmări chiar acum și trece în România, că merge treaba, încet, încet se mișcă. Care au avansat. Și respectiv a apărut o problemă. Administrația publică centrală vor înțelege până la urmă că acesta este un domeniu extraordinar de important, care poate aduce efecte foarte bune, dar și care trebuie să ajutat. Noi avem nevoie de o susținere privind elaborarea instrumentelor pentru întărirea capacității administrative. Doar puțin aș vrea să intervin aici. Atunci când a fost adoptată o altă lege cu privire la taxele pentru posesorii unităților de transport și noi deja acumulam resursele financiare în bugetul local, nu a fost stabilit niciun criteriu care va fi mecanismul de implementare a legii respective. Și noi ne întrebăm de ce apar asemenea lucruri, dar apar din câteva motive. Primul este lipsa de dialog între autoritățile centrale și între autoritățile locale. Aici noi vorbim și de încălcarea prevederilor legale, atât a tratatelor internaționale, cât și a cadrului legal existent în Republica Moldova. Este Carta Europeană a Autonomiei Locale care prevede acest lucru. Este legea privind administrația publică locală, legea privind finanțele publice locale și alte acte legislative care prevăd în mod obligatoriu consultarea autorităților locale. Și iată acest lucru nu a avut loc, din păcate, de aceea și avem asemenea consecințe. Când se adoptă legi, nefiind consultate cu autoritățile locale, noi ne confruntăm cu problemele respective. Și la momentul actual, autoritățile locale sunt considerate ca incapabile ca să-și soluționeze de sine stătător problemele la nivel local. Și de aceea noi, primarii care administrăm localitățile, ne confruntăm în permanență cu indicații de la centru de a rezolva într-un fel sau altul problema din teritoriul care ne vizează. Poate unele autorități locale nu dispună de capacitatea de a folosi potențialul necesar. Poate este de mult timp de petrecut reformă teritorială administrativă. Sunt foarte multe primării care, într-adevăr, nu au capacitate administrativă, sunt prea mici. De văzut și cu raporturile între autoritățile publice de nivelul 2 și nivelul 1. Poate nivelul 2 își ia prea multe funcții. Poate ei frânează în mare măsură inițiativa locală sau posibilitatea de a spori capacitatea administrativă și a ține de modernizarea Republicii Moldova. Dacă unele comunități nu sunt în stare să rezolve anumite probleme, atunci autoritatea centrală, administrația centrală vine în ajutor. Poate să vină în ajutor sau alte comunități. Este așa numitul principiu subsidiarității care zice că tot în teritoriu trebuie să se ocupe administrația locală. Iar în partea în care ea nu poate să facă ceva, poate să intervine și alte nivele de administrație publică. Se arată galbenă. Satele care intră în componența comunei se arată galbenă. Ce ați reușit să faceți în ultimii ani? Pe ultimii ani, așa, ca să luăm în cifre bănești, aveam investit în jur de 60 de milioane de lei pe diferite proiecte, care și acum aveam multe proiecte, vreo 3 proiecte foarte mari care se implementează. Deci, inclusiv și cu drumurile mai proste am la capitol dat, până când nu facem apeduct și sistem de canalizare, chiar n-aș dori să investim în drumuri, ca pe urmă să le stricăm din nou și să facem rețelele de apeduct și canalizare, dar vreau să spun că din centru în acest scop? Cred că din toate sursele care le-am indicat, cred că e un sfert dacă le-am primit de la guvern, restul sunt proiecte investiționale străine, bani aduși de peste din străinătate prin diferite proiecte.
pe cât de reale sunt șansele de a relansa localitățile noastre? Este evident că nu putem noi să dezvoltăm localitatea atunci când 80% sunt direcționate sistemului de învățământ, asistenții sociale și pentru dezvoltarea infrastructurii noi nu avem prevăzute în bugetul local resurse financiare. Și atunci noi trebuie să mergem pe ideea fie că pe atragerea investițiilor, atragerea din fondurile, fondul, mă refer la fondul de eficiență energetică, fondul ecologic național, toate care le avem în Republica Moldova, cât și a investitorilor străini. Spre exemplu, în orașul Strășeni, în anul 2013 au fost create două parcuri industriale, în anul 2012 a fost adoptată legea cu privire la crearea subzonei numărul 4 a zonei economice libere și deja sunt înregistrați 7 rezidenți. Pentru anul 2014 este preconizată deschiderea Academiei de Meserii, tot pe teritoriul orașului Strășeni și iată așa sperăm să atragem toți cei care sunt plecați din localitate, fie că în străinătate, fie că nu în orașul Strășeni își desfășoară activitatea, dar în Chișinău și în alte localități, sperăm să-i atragem în localitatea noastră, fiindcă este foarte important să avem cât mai mulți investitori pentru a majora suma bugetului local, să putem să vorbim de dezvoltarea infrastructurii. Altfel, noi cu acel buget local aprobat, nu putem să dezvoltăm infrastructura localităților, ceea ce este foarte important la momentul actual. Și este o posibilitate de a crea mai multe locuri de muncă pentru oamenii din teritoriu. Doamna Caseana a povestit că ea face două parcuri industriale, zone. Eu de 5 ani, primul Republică, am scris personal studiu de fezabilitate, am preluat experiența județului Prahov, am luat și până în ziua de azi n-am primit și un leu de la stat. Am investit orașul vreo 600 sau 700 de mii de lei pentru documentație tehnică de proiect și nimic nu se întâmplă. Aici, iar încă o dată, mă întorc la administrația publică locală. Totodată, participând la o discuție la Ministerul Economiei, aud că îi spune primarul din Hâncești că ai studiu de fezabilitate, o să faci în parc industrial. Mi-l întreabă, da, cine l-a făcut, da, de unde s-a luat? Iată, la noi se întâmplă așa lucruri că inițiativa locală poate, la urma urmei, chiar și să-i punem cruci. Dacă vrem să mobilizăm tot potențialul local, atunci trebuie să fim atenți la ce se mișcă de jos. Și guvernarea trebuie să meargă în întâmpinare. Ce facem noi? Acest parc industrial, eu sper că anul ăsta voi primi bani. Avem toată documentația tehnică de proiect, avem terenul alocat, totul este format întreprinderea, avem și doi rezidențe în parc, dar mișcarea este încă nici un ban statul n-a dat. La Strășeni este altă situație, deja lucrările au demarat și chiar este o conlucrare foarte bună între administratorul zonei economice libere sau administratorii parcurilor industriale și între autoritățile centrale. Ba mai mult ca atât, noi deja am elaborat și un proiect ce ține de construcția unui drum foarte important, care e un drum de legătură, unde toată susținerea financiară o avem din partea zonei economice libere. Deci există această conlucrare și lucrurile s-au mișcat înainte pentru ce le mulțumesc tuturor celor care ne susțin în proiectele respective. În ce măsură relațiile cu agenții economici din teritoriu vă ajută la soluționarea problemelor existente? Întâmplător sau nu, dar ne-am nimerit din cele 6 parcuri industriale din Republica Moldova. Suntem care 3. Încep să niște 3, deja suntem aici. La Edines tot anul ăsta a luat foc un parc, deci în luna august, totul a apărut de undeva. În luna august ne-am adresat, în luna septembrie deja a fost hotărârea de guvern, acum aia deja se ridică o uzină ucraineană-poloneză de prelucrare a sucului, o investiție de peste 20 de milioane de euro. Sperăm că până în toamna acestui an să fie dat și în exploatare această uzină, ca din toamnă deja să primească și mierele pentru sucuri concentrat și perioadă de mieră. Crearea locurilor de muncă, minimum 300 de locuri de muncă, nemijlocit în zona uzinei, nemai vorbind că toți țăranii din jur vor beneficia de serviciile acestui rezident. Cu atât mai mult că la ușă bate al doilea rezident care vine cu o uzină de conserve cu investiții de peste 28 milioane de euro, la fel la Edineț, iar noi deci mergem cu pași foarte grăbiți. La moment am elaborat și proiectul tehnic și studiul de fezabilitate și rămâne ca din luna martie deja să fie înaintat, el este înaintat pentru finanțare și susținut în contextul ăsta de guvern și fapt pentru care noi nu... Guvernare înseamnă și central și local. Noi toți împreună facem un proces. Guvernarea în țară. Deci, și în contextul ăsta, eu chiar am avut susținerea din partea administrației centrale cu parcul respectiv și prin Agenție de Dezvoltare Regională deja vom implementa până în toamnă și infrastructura propriu-zisă a parcului,
cu căile de acces, energie, gaz și nemijlocit locația propriu-zis, blocul administrativ a acestui parc. Asta și demonstrează că noi, cei de la local, suntem foarte deschiși atunci când vine cu o investiție un agent economic sau altul. Pentru că agentul economic, primul când vine astăzi, deci majoritatea îl stopează în Chișinău. Chișinău este supraaglomerat deja după mine de agenți economici, dar o țară se poate dezvolta numai atunci când există simbioza de repartizare a acestor agenți economici și faptul că puterea centrală conștientizează astăzi prin deschiderea unor astfel de parcuri industriale că investițiile trebuie duse și la periferie, la Bălți, din câte eu cunosc, parcul industrial care are peste 20 de rezidenți, deja la Strășeni, la Cimișlin, în lucru. Zona economică liberă de la Bălți a trecut și la Strășeni. Și tot acest lucru, bine, noi nu venim cu critici, venim cu niște sintetizări, cu niște soluții, cum vedem problema din perspectiva administrației publice locale, dar toate aceste lucruri vorbesc despre faptul că carul se mișcă, dar la sigur că necesitatea este de a pune umărul mai alt, altfel de a conștientiza că deja pârghiile de influențare de jos în sus s-au trecut, noi tindem spre o lume civilizată europeană. Practica demonstrează că acolo unde autoritățile locale colaborează bine cu agenții economici din teritoriu, evident că se soluționează mai ușor problemele sociale și nu numai. Un exemplu convingător este subiectul ce urmează. Creșterea economică cu 8% în anul 2013 confirmă odată în plus că ponderea agriculturii în PIB este destul de semnificativă. Din cele menționate reiese, crearea condițiilor decente celor care trăiesc și muncesc în spațiul rural trebuie să fie un obiectiv prioritar. Satele noastre sunt tot mai pustii și îmbătrânite. Investițiile nu mai ajung aici, iar agenții economici nu sunt motivați să contribuie la dezvoltarea infrastructurii sociale, nemai vorbind de cea culturală. Ar trebui ca fiscul nostru, inspectoratul fiscal, cumva la oamenii care fac investiții în sat, în sfera socială, să ne elibereze de impozitul pe venit. Se primește că noi, adică aici banii cheltuim și nu trebuie să impozitați. Dar eu aș crede că ar trebui să stimuleze, să nu fie impozitați aceștia banii, ca și cum noi dăm bani în altă parte, dar nu la producție. Primăria banii n-au. Au foarte puțini și dacă au pentru salariu, cultura la sat nu se dezvoltă. Casa de cultură la noi este o casă unicală din tot raionul. Trebuie să schimbată acoperișul, ferestrele. Cred că în viitor tot ne ocupa noi agenții economici. Și păcat să piardă acest obiect. În loc să cumpărăm un tractor, să cumpărăm ceva tehnică, noi alocăm banii ăștia pentru că noi știm că trebuie să dezvoltăm acest sat. Pentru că aici noi suntem și asta trebuie să o facem. Localitățile care au asemenea agenți economici cât de cât soluționează problemele sociale. Acesta fiind un argument pentru tinerii care doresc să rămână la Baștină. Tatiana Pavliuc de mai mulți ani pune umărul la susținerea sătenilor. O face din proprie inițiativă și din tot sufletul. Vreau să spun că în Bârlădene sunt oameni harnici, niște oameni cinstiți. Ei sunt oameni simpli. Ei muncesc, la timp le dăm salariu pe data de 15 și le-am făcut carduri bancare, primesc la oficiu poștal, am gazificat satul Bărlădeni în întregime, mi s-au dat 75.000 de dolari, contribuția am pus-o în întregime gospodăria, numai oamenii au acordat câte 160 de lei și n-am pus gaz numai la oamenii care au dorit, dar am dus țava la fiecare casă. Și acum e foarte bine că casele vechi le cumpără tineretul și au gaz. Dar în alte sate trebuie câte 10-15.000 de lei să plătească până aduci țava la casă. Pe urmă, în satul nostru era numai un telefon. Am făcut proiectul pe contul gospodăriei și am telefonizat tot satul. După asta am făcut un proiect ecologic, am sădit fâșii forestiere. E o fâșie foarte frumoasă, copacii de acum au 3-4 metri de salcâm de toate speciile. Și mă bucur că s-au păstrat. Cu sprijinul gospodăriei în localitate a fost construită o porțiune de drum. S-a reconstruit centrul de sănătate, unde sătenii acum pot să consulte medicul de familie și să urmeze un tratament ambulatoriu. Suntem mulțumiți că avem condiții foarte bune de lucru. Specialiști sunt.
Destul pur și simplu că am rămas fără stomatolog. Că ni s-a spus că stomatologul, adică la sate nu trebuiești să fii. Tare mult pacienți vin la noi să adresează, pentru că poate de atât că o leacă și o stat mai greu de trăit la oameni. Și foarte mulți sunt și rășiți, și cu tuberculoză au crescut, și cu diferite cancer. Boli, cu cancer tare mulți de-am sunt. Din, poate se vede că din condițiile care lume cam greu trăiește, ar fi bine să-și o leacă status, mai aibă grijă de sănătatea oamenilor. Doamna Pavluc intenționează fosta clădire a grădiniței din sat să o transforme în profilactoriu, ca lumea să poată să se trateze și să se odihnească pe loc. În prezent, copiii de la Bârlădeni frecventează grădinița din satul Rujnița. Apropo, satele Bârlădeni și Rujnița fac parte din comuna Bârlădeni. Între aceste localități nu există hotar, ci din contra, ajută reciproc ori de câte ori este nevoie. În prezent, în incinta liceului din Rujnița, este amplasată și grădinița pentru copii. Cei aproape 100 de micuți sunt instruiți de 6 educatoare. У нас здесь условия отличные, у нас тепло, у нас просторное помещение, мы оборудовали хорошие площадки групповые на улице. И работаем круглогодично, когда раньше в старом садике работали только сезонно, то сейчас мы работаем целый год. Это очень хорошо. Все девчата со средним специальным образованием, специальным дошкольным. У меня высшее дошкольное образование. Работаю я уже 34 года. Стаж, а в основном средний стаж у нас около 20 лет. У нас все воспитатели с опытом работы. Condiții bune au fost create și în liceu. Directorul instituției, Ion Costiuc, avea să ne spună că toate acestea se datorează în mare parte agenților economici care în fiecare an le vin în ajutor. În prezent, în liceu învață copii din mai multe sate ale raioanelor Cocrița și Iedeneț. Cum e aici la școală? Bine! Cald, bine! Au fost donate două autobuse la direcția învățământ Ocrița, dintre care unul este la liceu, liceul nostru. Numărul de copii crește sau scade? În prezent, în raport cu anul precedent, numărul de elevi s-a mărit în jurul la 8%. Noi sperăm că tineretul odată și odată să se va opri pe meleagurile lor, pentru că sunt toate posibilitățile ca să-și continue activitatea anume pe meleagurile natale, am în vedere și chiar și de toate condițiile care sunt actual la noi în comuna Bârlădeni. Am în vedere și conducătorii, agenții economici care sunt, care atrag foarte mult tineretul ca să, mă rog, după studii să se întoarcă înapoi la Baște. Din satele Bârlădeni și Rujnița, lumea n-a prea plecat peste hotare. Unii însă, dintre cei care și-au încercat norocul în străinătate, revin totuși acasă, deoarece au posibilitate să-și găsească un loc de lucru în sat. Oamenii vreau să muncească la dânși acasă, lângă familia lor, să dezvolte, să nu se dispartă familiile, să nască copii în satele astea, dacă se naște un copil, de acum e o bucurie, că viața continuă și totul continuă. Tatiana Pavluc are grijă și de tânăra generație. Copiii care învață bine n-au bani pentru a-și plăti contractul să învețe, dar copiii care din familii mai simpli, mai săraci, spunem așa, ei n-au cu ce plăti acest contract și copiii aceștia nu pot să-și facă studiile. Noi trimitem din gospodărie la învățătură copiii mulți, poate în viitor s-or întoarce. Soarta satelor noastre depinde în mare parte și de relațiile dintre autoritățile publice locale și agenții economici din teritoriu, fiindcă doar împreună ei pot face viața sătenilor mai bună. Noi, conducătorii gospodăriilor agricole, împreună cu primari, cu consilieri și împreună cu guvernul nostru, să facem centri pentru tineretul, unde să nu numai prin baruri să îmble tineretul,
ar trebui să facă stat o programă de reabilitare a caselor de cultură. Și asta i-ar face să rămâie pe loc. Ar trebui mai multe impozite să rămâie în teritoriu, anume în sat să rămâie, să putem face ceva. Primarul fără bani nu poate face nimic. Cu 2 ani în urmă am contribuit cu 1 milion și a contribuit și IFAD-ul și s-a făcut drumul acesta care pentru necesitățile economice, adică când transportăm producția să fie transportată pe un drum bun. Și asta e ca un drum european, lumea se miră. Când se face ceva, se construiește ceva în sat, lumea se bucură. Mie tot timpul mi-a plăcut ceva să construiesc. Dacă văd că ceva se construiește, înseamnă că societatea noastră se mișcă înainte. Dar dacă se dărâmă, asta mă doare inima când se dărâmă ceva. Dorim condiții europene, adică să fie lumină, să fie apă la sectoarele noastre și să putem activa, să putem lucra. Spiritul de gospodar în toate, iată ce îi caracterizează pe băștinași. Această calitate frumoasă a rămas moștenire de la cel care a trăit și muncit pe aceste meleaguri și a pus temelia mai multor edificii care și peste 100 de ani sunt de folos sătenilor. Parcul care este și acum e temelia, fundamentul, piatra e pusă de anume de domnul Biber, boierul care era aici. De la dumnealui a rămas bazinul care a fost construit de dumnealui încă în anii 1910 și până în prezent el funcționează. Noi am făcut o mică reparație a peductului care vine de acolo și am rămas uimit pentru că după așa o perioadă de timp tot traseul care merge este într-o stare excelentă. Adică la o adâncime de mai mult de 4 metri, dar e făcut gospodărește. Conacul boierului Biber este avariat. Unii speră că acesta va fi reparat și conservat pentru ca tânăra generație să știe cine a fost la sorgintele localității. Deocamdată, oamenii din partea locului se bucură de viață și așteaptă vremuri mai bune. Eu cred că dacă vor veni fondurile europene, o să vie multe investiții, unii o să construiască drumuri prin sate, apă, gaz unde nu este, multe edificii sociale, pentru tineret, poate să întoarce și aceia care sunt plecați în Italia, prin alte țări, le-a fi doar de casă, a vedea că sunt condiții bune și nu numai prin vorbe, dar prin fapte, să revii la țărișoara asta noastră, pentru că noi, ca conducători agricoli, ne stăruim să facem foarte mult pentru satele noastre și am vrea și conducătorii noștri să facă pentru Republica noastră. Probabil că asemenea exemple sunt binevenite pentru fiecare dintre dumneavoastră, mai ales că agenții economici care cât de cât au o situație financiară mai reușită, dacă vor fi stimulați, vor fi și interesați să investească în dezvoltarea infrastructurii din teritoriu. În contextul reportajului care l-a spus pe post, vreau să vin cu un exemplu de la Iedeneț, unde domeniul sportiv. Anul trecut, deci noi avem în campionatul Republicii 6 echipe, de la cei mai mici copii până la cei mai, de la juniori până la seniori și o echipă de fete. Deci echipe care sunt susținute parțial din bugetul local, iar jumătate, practic, din ele sunt de spatele agenților economici care o fac din pasiune pentru acest lucru. Iar pentru ei, anul trecut, împreună cu Federația de Fotbal de Republica Moldova, care ne-au dat terenul artificial, primăria a venit cu plata lucrărilor de vreo 60.000, iar restul, fiecare agent, când avem 1.554 de agenți economici,
o parte bună din agenții economici, deci am pus mâna de la mână și am făcut un lucru comun, să zicem, un teren artificial de fotbal. Deci numai prin intercolaborare, administrația publică locală, cea centrală și agenții economici, ne-a reușit să facem un lucru bun pentru comunitate. Ăsta e un exemplu, dar sunt sigur că la fiecare din primare în particular există foarte multe posibilități. Iar legea plafonării taxelor, sau acum e și mai delicat, deci condițiile care le pun, că nu mai mult decât atât cât spun ei, deci nu vorbește altceva decât practic ne limitează și ne pun între anumite limite din care adeseori este foarte greu să ieși. Și dacă le exagerați taxele, corect, la fel nu aveați ținere la agenții economici. De ce trebuie de găsit pentru compromis? Dacă ele erau exagerate, ne-a spus tax, aveți de unde. Dar așa e toți împreună și facem un lucru bun. Rolul important l-ar juca administrația centrală pentru a favoriza agenții economici care e mari cu investiții străine să vină în localitățile rurale, anume prin modificarea legislației, ca să fie atractivă prezența lor în localitățile rurale, fiindcă acum la noi practic sunt puși pe celălalt cântar, ori oraș, ori sat, condițiile egale și la impozitare și facilitățile. Iată, în momentul acela ar apărea doritori să investească numai la țară, să vină să facă mini-fabrici, diferite produceri, ca să implicăm și cetățeanul din localitățile rurale pentru a avea un loc de muncă. Da, ar fi o soluție extraordinar de bună și noi așteptăm, cu părere de rău, așa fel de legi, ca să vină și la noi să bată la ușă la primării, să ceară locuri pentru amplasarea afacerilor, să dezvolte și satele noastre. Noi acum, la moment, bineînțeles că suntem cu interesați în cât mai mulți agenți economici să avem, fiindcă odată și cu implementarea legii noi privind finanțele publice locale, aceasta ne va afecta în mod direct. Cât mai mulți agenți vom avea, cu atât veniturile, baza impozabilă, baza fiscală va fi mai mare și de ce bugetul va spori în venituri. Este interesul direct al nostru și noi, la moment, Consiliul Local la noi, în localități, spre exemplu, agentul economic care își lansează afacerea, noi prima nici nu îl impozităm absolut, taxa pentru amplasarea, amenajarea teritoriului, eu punem pur simbolic de 10 unități convenționale ca să-i dăm avantajul ca primul an dumnealui agentul să-și pornească cu bine afacerile, după care stabilim la fel o taxă rezonabilă, nici de cum nu vrem să-i apăsăm cu taxe exagerate, fiindcă nu este în favoarea lor și nici până la urmă în favoarea Consiliului, fiindcă se creează o atmosferă dificilă între agenți, între producători și Consiliul Local. Apare ura aceasta, apare, nu este bine. De ce? Noi conlucrăm cu toți agenții și ne străduim să punem taxe bune. Da, este foarte important cum poate administratorul localității să desfășoare această activitate. Este vorba de o conlucrare cu toți agenții economici din teritoriu. Și la Strășeni, de exemplu, avem situația când toți agenții economici se implică atât la activitățile culturale, cât și la implementarea proiectelor de infrastructură. Spre exemplu, noi am construit sistemul de apeduct în localitate, unde contribuția comunității urma să fie numai mică, 15%. Și iată aici și agenții economici din teritoriu și populația a contribuit pentru a implementa proiectul respectiv. Și nu numai aprovizionarea cu apă, dar tot ce ține în toate proiectele de infrastructură și culturale se implică atât agenții economici cât și cetățenii. Deci, din cele spuse de dumneavoastră reiese că aveți încă foarte mult de lucru ca să demonstrați cât de important este ca autoritățile locale să aibă autonomie. Asta este important. Cetățenii însă mai puțin cunosc acest lucru și probabil că mai puțin îi interesează acest lucru. Ce ar trebui să se întreprindă ca ei să simtă că dumneavoastră aveți grijă de ziua lor de mâine, că doriți să creați condiții decente de trai, infrastructura necesară în localitățile respective, ca copiii lor să se întoarcă din străinătate sau cel puțin să se rețină în satul de Baștină sau în localitatea de Baștină ca să muncească alături de cei dragi. În primul rând trebuie să fie o conlucrare, atât între autoritățile locale nivelul 1, nivelul 2 și autoritățile centrale, cât și între autoritățile locale și agenții economici, o comunicare permanentă între autorități și cetățeni. Dacă nu există această comunicare, atunci nu poți dezvolta localitatea pe care o administrezi. Și pentru autoritățile centrale trebuie să fie clar că cei de la nivel local nu sunt pe de altă parte de baricadă
Din contra, noi suntem cei care suntem cel mai aproape de problemele localităților respective. Și atunci când se va conștientiza că guvernarea locală tot este guvernare și doar cu o guvernare locală puternică, acest stat poate să avanseze. Iată, atunci noi putem să vorbim despre o dezvoltare, despre o avansare. Până când avem situația care o avem. Nu putem vorbi astăzi de o țară prosperă cu sate și comune sărace. Deci este privit tot în ansamblu și atâta timp cât nu va fi colaborare cu nivelul central, cu nivelul local, cu donatori, cu agenții economici, eu nu văd perspectivă de dezvoltare a localităților. Dar nu trebuie să privim așa de pesimist, totuși există o doză de optimism și sper că vom fi auziți în continuare și se va schimba mecanismul de finanțare a localităților, ceea ce va spori în mod imediat la dezvoltarea localităților noastre. Noi așteptăm această lege a finanțelor publice locale. Deja de 10 ani discutăm de ea și de fiecare an ne se promite că uitați-vă la anul, gata, o să o implementăm. Și vin alegerile și zici, peste un an, mai așteptați un an. Avem șanse să schimbăm lucrurile? Cred că trebuie să mergem pe o cale conștientă, consecventă, să dezvoltăm managementul modern, cu administratorul public, cu competențele destul de largi a autorităților publice locale, ca noi să putem rezolva toate întrebările. Dar relațiile cu mediul de afaceri, noi toți primarii suntem cu interesați să avem relații foarte bune. Eu în Cimișlie cred că am relații bune aproape cu toți. Acei care au construit magazine pe teritoriul școlii nu sunt prietenii mei. Și de aici mai sunt încă foarte mulți oameni care au încălcat interesele localității. Dar în rest, și eu sunt sigur că pot vorbi și dumnealui, toți putem vorbi că avem relații foarte bune, toți suntem cu interesați să ridice economia locală. Am fost lângă Suceava, este o biserică ctitorită de Ștefan cel Mare. Și vorbea primarul de acolo, chiar m-a impresionat, că el s-a adresat stâlpii satului. Adresează către voi, către stâlpii satului, titanii satului. Mă uitam, cine s-a ieșit, că încă nu spuseați cine, gospodarii satului. Și au ieșit gospodarii. Iată și noi, aceeași atitudine avem și noi. Noi știm că sunt oameni pe care poți să te sprijini, au capacități manageriale, de gospodar, de... Noi îi susținem în tot ce putem. Și împreună doar cu ei. Și împreună cu ei sperăm că vom avea o reușită. Da. Pentru a rezuma gândurile, deci mecanismul de centralizare în Republica Moldova este pornit, carul cu numele autonomie locală deja se mișcă, la sigur că probleme sunt, este important comunicarea dintre administrația locală și cea centrală și sper că făcând acești pas nu e departe ora, ziua, anul când vor fi rezultate, pentru că o parte dintre ele deja se văd în localitățile noastre. Sperăm că prin discuții, prin comunicare, se vor rezolva într-un eventual viitor. Și este important consolidarea tuturor primarilor. Acest lucru se întâmplă la momentul actual și țin să menționez încă o dată aportul calmului. De fapt, eu aș vrea să termin cu o idee care s-a vehiculat aici. Cred că soluția în mare parte a lor ar sta în înțelegerea acestui proces de descentralizare, de transfer acesta, de competențe, de resurse, de posibilități, de instrumente către administrația publică locală, ca cei care sunt mai aproape de cetățeni să poată să le rezolve. Iar cei care sunt la centru să urmărească cum se implementează și să nu își creeze obstacole prin amestecul în afacerile administrației publice locale. Prin cele discutate astăzi am încercat să demonstrăm că autoritățile locale sunt importante, au o pondere esențială în schimbarea lucrurilor în teritoriu. Ori atât de mult ne dorim să aducem Europa la noi acasă. Această șansă depinde în mare parte de autoritățile locale și de relațiile dumneavoastră cu agenții economici din teritoriu. Vă mulțumesc mult pentru participare la emisiune. În continuare vă propunem să cunoașteți pe antreprenorii Florentin Grabovski și Vasile Zmuncilă, care și-au inițiat o afacere deosebită. Faceți cunoștință. El este Dan Van de Grovert și are 4 ani. Este de rasă olandeză de tracțiune. Provine de la părinți campioni. La competiția de la Gervin și Dan a primit titlul de campion. În Moldova a fost adus cu 3 ani în urmă. E unicul de acest fel. E foarte puternic și tot atât de rezistent.
Ferma prietenilor Florentin Grabowski și Vasile Zmuncilă a fost creată în anul 2009. În prezent, aici sunt îngrijiți 10 cai, unul mai frumos decât altul. Trierat Europa ca să găsim cai deosebiți care nu mai sunt pe meleagurile noastre, care sunt foarte rezistenți la friguri, la călduri, la oricare condiții nefavorabile și foarte muncitori. Important și mare important să fie foarte drăgostos față de oameni, să iubească oameni. Cât ești de mare, atât ești de cuminți și docili, sunt niște cai deosebiți de puternici și deosebiți de rezistență la oricare condiții nefavorabile. Caii minus cât avem astăzi? Astă noapte a fost minus 12, minus 13, ei stau afară, nu îi dăm înăuntru, special pentru ca să se aclimatizeze la condițiile noastre. Nu e nicio problemă, nu răcesc, uz, frig, soare, căldură, nu au nicio problemă. Doi cai de această rasă pot trage o vagonetă cu 45 de oameni. În Olanda și Belgia, de unde au fost aduși, sunt folosiți la scos copaci, la transportarea diverselor greutăți. I-ați folosit deja în lucru? Nu, nu-i folosim, eu caii am luat pentru dragoste. Cam ce greutate au? Acum, nu i-am cântărit, dar armăsarul cu anul urmă avea o tonă 350. Ea pe care o vedeți are, cred că, sub o tonă, cam așa ceva, o tonă, știu ceva. Ea acum e gravidă, poate mai mult cântărit. E înmulțiți? Da, înmulțim. Avem un mânz care este deja reprodus de noi. Avem un mânz acolo, asta o cheamă Rândunica, i-am pus numele moldovenesc. Avem un mânz acolo care e fătată la noi în curte, dar care e fică de campiona Olandiei în 2010. Dar a cumpărat iapa gravidă și s-a născut aici, în Moldova. Ea deja este moldovancă. Ideea dumnealui a fost de a procura cai și pe parcurs m-am îndrăgostit și eu în ei. Cai cuminți, frumoși, chiar când ești cândva nervat, te apropii de cal și calul îți scoate absolut tot stresul, da, și te simți foarte bine. Florentin și Vasile au obținut de la Societatea Regală a Cailor dreptul de a-i reproduce. Ideea să mulțim cai, cel puțin la vreo 50, și pe parcurs dorim să ducem și vaci din Olanda, specii de vaci mari, de carne, care să facem reproducție aici în Republica Moldova. Iar acesta este Emir, un cal de rasă ardenez și poate fi folosit pentru montă. În așa fel, s-ar putea îmbunătăți rasa cailor pe care avem în satele noastre. Este mai iute și mai înărăvaș, face parte din categoria semigreu. Emir s-a născut în Moldova. Noi am procurat cu prietenul meu Vasile, am procurat un armăsar în Olanda, care la momentul actual din toți armăsarii care trăiesc, e cel mai bun producător. El în august, nu putem să-l aducem mai devreme de august, fiindcă în august o să fie 100 de ani de la campionatele care se produc în Olanda și el ca cel mai bun producător o să prezinte toți campionii fii și fiicele lui. După campionatul, noi o să fim prezenți acolo, o să participăm cu el la campionat ca prezentare și o să fie scris în cartea cărților a calului olandez și adus în Moldova. O să fie un cal care nu a mai fost și nu s-a mai călcat vreodată pe muntă. Bine, dar armăsarul o să-l folosiți pentru monta naturală? Pentru montă, numai pentru montă. Este un armăsar deosebit de tare genetic, produs în Belgia, vândut în Olanda și
ultimii 5 ani toți campionii din Belgia și din Olanda sunt fiii lui și fiicele lui. În vară vor mai aduce încă 2 cai. Deocamdată, animalele sunt întreținute pentru plăcerea antreprenorilor. În primăvară, preconizează să se creeze o zonă de agriment, unde cei împătimiți de cavaline să vină și să le vadă și să le îngrijească. Va fi o afacere profitabilă? Cred că pe parcurs, da. Cu timpul o să arate. Dar dorim să fim Republica Moldova cai frumoși, vite frumoase, care nu mai fost. Investițiile în această afacere sunt enorme. Principalul, că antreprenorii fac ceea ce le place. Important, însă spun ei, că în toată această perioadă au fost susținuți de către specialiștii de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. O asemenea atitudine le-a dat putere și curaj să meargă înainte. Am reușit în dimensiunile acestei emisiuni. Vă mulțumim că și de această dată ați fost împreună cu noi. Ne revedem duminica viitoare. Toate bune!